cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mor. Bună dimineața la cafea, scuzați că încă nu am terminat toate pregătirile pentru începutul emisiunii de astăzi. Ne suflecăm un pic mânecile pentru că nu o să stăm prea mult, dar o să fie, vă promit, interesant. Vom încerca astăzi să discutăm despre politică și șmecherie. Politică și șmecherie, pornind de la niște lucruri care o să vedeți și dumneavoastră că ne arată cum în județul Neamț toate-s vechi și nouă-s toate. Ciocoii rămân aceiași, noi ăștia care vorbim încă rămânem, puțin, dar mai rămânem, cât om rămâne nu știm și altfel e de bine. Unii acumulează, alții plătesc. Și ce vreau eu să vă zic? Ieri a făcut un pic furori, a fost preluată și pe plan național știrea aceea cu domnul viceprimar Mariu Sirimia, care pe parcursul ședinței de Consiliu Local și-a dovedit calitățile automobilistice și pe cele lingvistice, dovedind că a citit literatură gen Eugen Barbu, Groapa, la o anumită perioadă a vârstei sale și a și acumulat de acolo un vocabular specific. Chestia aceea cu morții mătii a făcut furori. Bine, el nu s-a referit la domnul viceprimar Gavrilescu, deși poate, nu această înjurătură, dar ceva care să exprime un anumit dispreț. Ar fi fost la locul ei acolo, dar ăștia îi avem, cu ăștia defilăm. Eu acum vreau să vă atrag atenția asupra unor lucruri pe care, fix acum 8 ani, într-o emisiune care la vremea aceea se numea Concluziile Mesagerului și o susțineam într-un studio de televiziune, deci fix acum 8 ani, discutam despre ce a fost cu un an înainte și ce, promit, ce se va întâmpla în 2016, an electoral. Eu vă invit să urmăriți, pentru că veți vedea niște lucruri interesante. Primul dintre ele, chiar cu Mariu Sirimia. Între timp, o să-l rog pe colegul meu, dacă poate, să pregătească și filmarea cu domnul Sirimia și cu domnul Gavrilescu. Dacă nu, găsim noi o soluție să o dăm cumva. Nu are. Deci, o să găsim noi o soluție, facem o mică pauză și găsim soluția. Dar până atunci, haideți să vedem ce spuneam noi la Concluziile Mesagerului, așa se chema atunci, într-o emisiune despre ce s-a întâmplat un an înainte și dădeam și niște premii. Hai să vedem dacă reușim. S-a încheiat un an, a început un an și noi, cei de la Mesagerul, am încercat să gândim niște superlative pentru anul care a trecut, unele dintre ele la modul foarte serios, altele la modul glumeț, dar întotdeauna sub glume se ascunde și o realitate. Noi, cei de la Mesagerul, am numit omul anului în județul Neamț pe un domn, pe un personaj care s-a făcut cunoscut prin faptul că a descoperit multe, multe lucruri despre istorie, istoria acestui județ, într-un fel, unii spun, neprofesionist. Este vorba despre domnul Mariu Sirimia, care
de curând a mai scos un tezaur din pământ. Este o întreagă discuție dacă este bine, dacă este rău ce face. Pe noi nu ne interesează această discuție, ne interesează că un om cu multă pasiune, cu o misiune a lui, face niște lucruri care alții, pe care alții nu le fac. De aceea noi l-am numit, pe bune, omul anului în județ. Dar, pe de altă parte, în ediția scrisă a Mesagerului, o să găsiți întreaga... Deci, acum 8 ani, Mesagerul de Neamț îl numea pe domnul Marius Sirimia omul anului în județ cu mult entuziasm, pentru că a făcut niște lucruri care meritau semnalate. De aceea spun că noi, apropo de domnul Sirimia, avem numai gânduri bune, dar există din când în când momente în care poți să-ți dai seama cum evoluează un om care a ajuns în administrație, un loc în care se pare că nu se regăsește. Nu poți să faci administrație fără să știi legea. Nu poți să faci administrație cu heirup. Nu poți să faci administrație participând la o ședință de consiliu local în mașină, conducând mașina, vorbind în timp ce conduci, votând în timp ce conduci și mai scap și câte un porumbel, uitați porumbelul, dacă reușim să-l și dăm de aici, nu prea se vede bine. Deci cam asta e. De la omul anului în 2016, noi îl propunem politicianul anului în 2024, dar sunt convins că anul ăsta vom avea mulți alți contracandidați la acest titlu, pentru că până la urmă ce a făcut domnul Sirimia a făcut pentru că i s-a permis să facă. Pentru că un șef de ședință, un secretar, primarul până la urmă, deși nu el se ocupă de chestia asta, trebuiau să intervină și să spună domnul Sirimia, ca să nu fi luat în vizor de poliție. Poliția rutieră, da. Aia. Ca să nu ai probleme, să te protejăm. Oprește, domne, undeva și votează măcar din bun simț, stând undeva jos, având în vedere că, teoretic, ar trebui să fii și atent la dezbateri. Nu numai la condus. I s-a permis. După cum am văzut că și alți consilieri erau acasă. Probabil că, având în vedere că sunt consilieri ai municipiului Piatra Neamț, au casa în Piatra Neamț. Și puteau să-și deranjeze fizicul la sediu primăriei, doar dacă erau bolnavi și probabil că au prezentat și certificate medicale. Că în rest, în momentul când te-ai dus să fii consilier, ți-ai asumat inclusiv prezența în ședințe. Dar continuăm cu ce a fost acum 8 ani. Listă de premii. Am premiat și alte personaje și instituții pentru ce au făcut în anul trecut. De exemplu, am dat premiul care l-am denumit noi Mic și Fraier. Cui l-am dat? Celui care îl merită, adică mie și dumneavoastră tuturor, care
vă plătiți la timp taxele și impozitele. Acest premiu are legătură directă. Trebuie să ne oprim pentru că a intrat o reclamă peste noi acolo și se mai întâmplă când preiei din arhivă lucrurile astea, dar premiu mic și fraier cred că poate fi acordat în fiecare an populației din Neamț, din județul Neamț și din România. Populația aia care își plătește taxele și impozitele. Nu interlopii care sunt mână în mână cu autoritățile. Și nu vorbesc numai de interlopii aia care dau în cap, sunt cu Proxenescu, cu Drogoș, cu altceva. Și interlopii cu gurile albe. Da, ăia sunt protejați. Mai pică câte unul din când în când, înainte de alegeri. Ca să fie atenționați colegii, că vezi, Doamne, suntem cu ochii pe voi. Adică nu că suntem cu ochii, știm. Dar când e nevoie, vă sancționăm. Deci, premiul mic și fraier, după cum v-am spus, îl merităm cu toții an de an. Care am premiat-o noi și am numit această categorie aceste ONG-uri modificate genetic. De ce? Pentru că sunt niște ONG-uri la noi, în România și în Neamț, care s-au modificat genetic în însăși structura lor, în însăși ADN-ul lor, pentru că ONG-ul era o organizație non-guvernamentală făcută să ajute ceva, să facă un bine pentru ceva, să supravegheze ceva. Ei, la noi ONG-urile, asociațiile, fundațiile acestea non-profit s-au reinventat. Ele au un singur scop, să ia bani de la administrațiile locale și de aceea le-am și premiat. Să rămână așa, Bogdan, nu trebuie să... sau poți să faci așa, nu e o problemă. Aici cu ONG-urile, discuția față de 2016 a evoluat un pic. Sunt câteva ONG-uri care își fac treaba. Dar în proporție de 85%, situația este aceeași. ONG-uri modificate genetic, care prin ADN-ul pe care l-au, sunt sub formă de căpușe la bugetele locale, naționale și, de ce nu, și bugetele europene. Pentru că acolo avem adevăratele căpușe. Mergem mai departe și dăm... Am dat și un premiu Consiliului Local Piatra Neamț. Pentru că li se potrivește cel mai mult cartea lui Emil Gârleanu, din lumea celor care nu cuvântă. Dacă mergi la o ședință de Consiliu Local, inclusiv ședința de buget, durează 4-5 minute, pentru că se votează așa cum se propune, în general. Alte nominalizări la categoria cu așa parlamente se fac legi, cu așa administrație se aplică. Nominalizat este și Consiliul Județean Neamț. Consiliu, nu clădirea, Consiliu, acei 30 de oameni care fac legile locale. Și i-am nominalizat și i-am premiat pentru că s-au gândit să facă economii. Așa cum fac parlamentarii când și-au mărit salariile și pensiile. Pentru că la Consiliul Județean, din 30 și ceva de consilieri, vreo 11 au fost puși în aga de la Apa Serv, și cred că tot atâția și la troleibuzul, de unde băieții câștigă un ban cinstit în ședințele de aga, ședințe plătite destul de bine, lunar, cred că 20% din salariul managerului. La Apa Serv se învârte suma undeva la 15 milioane, 16 milioane pe lună. Adunarea Generală a Acționarilor, în mod normal, n-ar trebui să se întrunească în fiecare lună, dar pentru că avem 11 consilieri care trebuie plătiți, se întrunește. Mai avem și alte... Deci, Apa Serv, vedeți? Acum 8 ani se vorbea despre Apa Serv. În marea lui grijă față de destinele acestei societăți,
plenul Consiliului Județean a adoptat o hotărâre prin care să fie foarte mulți consilieri în AGA ca să supravegheze, să nu se ducă apa SERB spre faliment, să nu piardă oportunitățile de a investi, de a atrage proiecte, să nu avem probleme cu apa. Și acești vașnici consilieri erau acolo, se duceau la ședințe și votau. Dar cel mai interesant e că încasau niște bani, cum spuneam, între 15-16 milioane parcă pe lună, ceva de genul acesta, pe lângă indemnizația de consilier și plus că unii erau și la apa SERB și la troleibuzul. Și atunci, banul gros. La vremea respectivă, Mesagerul de Neamț a pornit o campanie pentru reducerea numărului de consilier, inclusiv cu scrisoare publică făcută cu semnături, cu nu știu ce, și atunci s-a revenit asupra deciziei de la 12, 11, 13 consilieri, s-a ajuns la un număr mult mai mic. De ce? Pentru că s-au speriat. Dar au făcut asta când? Spre final de mandat. Să zică că o fac ca să dea bine la alegeri. Uite, domnule, noi am ținut cont de, dar până atunci nu și-au făcut treaba în AGA de la apa SERB decât au încasat bani. Dovadă ce se întâmplă la apa SERB acum, când moștenirea venită din spate duce apa SERB aproape de faliment. Romanul de la 1 martie va ieși din Aqua Neamț și dacă Romanul va ieși, toată zona Roman o va urma. Anunță vremuri grele, foarte grele pentru apa SERB. Întrebarea acum, după 8 ani, este, păi, oamenii ăștia care au fost în AGA, cei care au fost în Consiliul de Administrație, cei care, teoretic, au răspunderea pentru ceea ce au făcut, chiar nu îi întreabă nimeni nimic. Vă dau un exemplu. Pe un subiect foarte, foarte delicat, la primăria Piatra Neamț, a venit un organ de control și a constatat niște fapte. Dure, dure! Și a zis, domne, sunt, e rău. Dar din păcate s-au prescris. Nu vi le mai spune, tot degeaba e. Păi băi, dacă s-au prescris anul trecut, de ce nu au fost constatări acum 2 ani, acum 3 ani, acum 4 ani, acum 5 ani, acum 6 ani? De ce? Păi că se știau. Dar nu-i mai bine să constați când s-a prescris? E mai bine. Toată lumea mulțumită, tu ți-ai făcut treaba, ăia nu mai au pe cine stragă la răspundere și ăia mici și fraieri plătesc direct sau indirect. Asta e. Mergem mai departe, zice Bogdan. Dar hai să ne ducem la politicieni, că toată lumea îi iubește, îi admiră și le urează de bine, de aceea politicienii în general au frigiderele pline, la fel ca și ziariștii de multe ori. La categoria la vremuri noi, tot noi, avem mai multe nominalizări și vă citesc câteva dintre ele. O să rog din emisie să mi se facă semn câte minute mai am, 2-3, e bine, e ok? Da. Deci, la nominalizări avem pe domnul Ion Asaftei, care se consideră șef de partid la ALDE și chiar și cei care calcă plagul Hanului sunt gata să jure că așa este. Aici trebuie, musai să ne oprim, n-avem o fotografie cu domnul Asaftei? Căutăm, dacă căutăm, găsim. Deci, acum 8 ani, domnul Asaftei era șeful unui partid numit ALDE, teoretic, până de curând a fost și același partid, șef de partid, el este
într-o alianță cu PSD-ul și PUSL-ul, PPUSL, cum era PUSL acum, la Consiliul Județean și a ajuns, după condamnarea lui Ionel Arsene, după ce a fost mâna dreaptă acolo, adică cu vicepreședinte Consiliul Județean, ajunge acum pe cu atribuții de președinte. Ioana Saftei, ca șef de partid, a reprezentat o chestiune minusculă, 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 minusculă. Te uiți la o furnică și te gândești proporțional cam cât de minusculă e. O chestiune minusculă în politica nemțeană. Totuși, pentru că dădea bine să ai lângă tine, tu PSD, un partid așa zis de dreapta, pe care să-l poți manevra cum vrei tu, el a fost promovat în funcții, a ajuns vicepreședinte, după care, la împărțirea funcțiilor, la începutul anului trecut, n-a prins funcția de vicepreședinte, dar s-a făcut o înțelegere. Jumătate de mandat, doamna Mădălina Ciubotaru, care a trădat la momentul potrivit pentru PSD, după ce tatăl ei a fost făcut cu ouă și cu oțet de tot PSD-ul când era primar la Rozno, da, nu mai contează. În politică lucrurile merg înainte, nu te mai uiți înapoi. Dacă cineva ți-a scuipat pe un membru al familiei, nu contează, tu vii, rezolvi și te duci cu acela. Și ajungem de jumătate de mandat, doamna Ciubotaru, jumătate de mandat, domnul Saftei. Doamna Ciubotaru a uitat că și-a scris demisia ca să plece la jumătatea de mandat și a depus-o altcineva la secretariat. Nimeni din Consiliul Județean, nici măcar apărătorii legii, nu s-au sesizat asupra acestui fapt minor, că cineva a adus o demisie și a depus-o numele altcuiva. Și ăla zice, domnule, eu nu mi-am dat-o, eu n-am făcut. Păi bă, dar n-ați anunțat poliția. De ce nu? Pentru că o mână spală pe alta și împreună merge Consiliul Județean înainte. Și uite așa, avem șef de județ, un președinte ALDE, fost președinte ALDE, că ALDE între timp s-a unit nu știm cu cine, cum, în Neamț, oricum nu s-au unit cu nimeni, ei au fost și rămân pesediști, cea mai mare parte a lor. Și avem un președinte care nu reprezintă voința alegătorilor majoritari din Neamț. Reprezintă voința unor înțelegeri între niște oameni din Neamț care au pus mâna pe județ la un anumit moment și care conduc județul și acum prin tot felul de înțelegeri oculte. O să trebuiască să lăsăm în continuare, că mi-este foarte greu să sar din emisiunea de atunci în direct, dar... O altă nominalizare este Stăjărel Nistor de la APA Serv. El spune că e președinte PRM. Noi spunem că este președintele unui partid pe care nu și-l mai găsește. De aceea se oferă tot timpul ca șef la orice alt partid. Este nominalizat, dar nu insistă. Ca să facem o paranteză pentru cei care nu știu. Stăjărel Nistor era un băiat simpatic, cu niște relații interesante. La un moment dat a fost pus șef la PRM când PRM-ul nu prea mai exista. Am lăsat și pasajul cu el pentru că este extrem de interesant. Sunt oameni care au noroc în viață și care, chiar dacă nu mai sunt șef de partid, chiar dacă nu mai sunt în consiliu de administrație, chiar dacă nu mai e prin alții să-i numească undeva, au rămas în sistem. Până când Ghinion Pisica 13 ajunge să fie consilier sau ceva de genul ăsta la un secretar de stat, ăla merge cu mașina, face o tărăboanță, o boroboanță, cum vreți dumneavoastră, îl prinde poliția, aranjează să spună că mașina n-a condus-o el, ci domnul Stăjărel Nistor, care este chemat să dea cu subsemnatul și care după aceea îl toarnă pe respectivul ministru. Ca să vezi
cum se schimbă și cum merg lucrurile, dar sunt convins că nu o duce rău nici acum, pentru că n-ar avea de ce, v-am spus, era un băiat descurcăreț și isteț și simpatic până la urmă. Foarte mult că e ce pexul la neam și domnul Ionel Arsene, mergem la domnul Eugen Nazare Țapu, pentru că nu are, spunem noi, nicio legătură cu nepotismul, lucrările publice și condamnă politicianismul, nesimțirea și lăcomia foștilor colegi de la PSD. L-am nominalizat aici și pe... Ca să fie clar, foștii colegi se referă la faptul că în 2012 au candidat pe aceleași liste. PNL și PSD. Mergem mai departe. Celebru candidat de roman, Liviu Brătescu, de la PNL, pentru că s-a convins de calitățile de om politic ale lui Laurențiu Leoreanu, cu care s-a bătut într-un fel în campanie pe vremea când acesta o sprijinea pe Elena Udrea. E, aici avem de vorbit. Aici avem de vorbit. Vă mai aduceți aminte când Elena Udrea a candidat în Neamț? Cum care Elena Udrea? Elena Udrea, fostul ministru al dezvoltării, cum se chema pe vremea aia, omul din fața, din spatele, din dreapta sau din stânga lui Traian Băsescu, omul care avea România la picioare la un moment dat și care, în momentul în care steaua lui Traian Băsescu încet cobora, era să spun Iohannis, nu, Traian Băsescu, da? încet cobora, a căutat un loc de parlamentar pentru Elena Udrea. Și după ce analiștii toți au stat, au socotit, băi, o trimitem în Ilfov, nu, o trimitem în Buzău, nu, o trimitem acolo, nu, unde o trimitem? O trimitem în Roman, circumscripția electorală din Roman. Se știa cât de mulți o iubeau românii pe Elena Udrea după toate dezvăluirile care erau atunci și doamna Elena Udrea a fost adusă să candideze la Roman, unde exista un primar care, cum să vă spun, și acum stăpânește electoratul, chiar dacă nu mai e primar, e candidat, domnul Laurențiu Leoreanu. El stăpânea electoratul, are un electorat al lui. Era clar că dacă va veni cineva acolo să candideze, ce vrea Leoreanu, aia se va întâmpla. Și a fost adusă doamna Elena Udrea, a crescut numărul de locuitori ai Romanului, ăștia nu permanenți, ăștia care vin pe o perioadă de timp. Mulți. Unii spuneau că, domnule, sunt cam misterioși ăștia care au venit. Asigurau pază, protecție, ordine, putere, etc. S-au ținut ședințe la partidul care trebuia să-l sprijine pe domnul Brătescu. Era în 2012, vă gândiți. Era acolo și s-a zis, bă, ce facem noi cu ăsta? Că ăsta e romașcan, e istoric, dar nu-l știe lumea, domne, nu-l știe lumea. Hai să-l sprijinim. Cum? Păi îl lăsăm singur să înnoate. Și au lăsat singur să înnoate. L-au părăsit toți. În condițiile în care Laurențiu Leoreanu era primar și acolo, la Roman. Doamna Udrea a primit ajutor de la toată lumea. De la toată lumea. Indiferent de culoarea politică, pentru că toată lumea își începea la vremea aia rugăciunea așa. Domnul nostru de la Cotroceni, pogoară-ți mila ta asupra noastră și nu ne trimite pe noi în ghearele cu Iofi. Și, uite așa, doamna Elena Udrea a câștigat la Roman pierzând. Pentru că a avut mai puține voturi decât Brătescu, dar la redistribuire a găsit un loc. A ajutat-o cumva și administrația locală din Roman atunci. Greu de spus, dar nu greu de dovedit că n-a ajutat-o cu foarte mult entuziasm. Domnul Liviu Brătescu, care după campanie, politician adevărat, de dreapta, ce să mai spunem, și istoric, a dat de pământ cu aia care l-au trădat, așa, după un anumit timp, după ce a primit probabil niște asigurări că va primi o sinecură, și îi se vor recunoaște meritele de a fi luptat, nu, de a fi luptat cu Elena Udrea,
a ieșit într-o declarație și a spus, doamne, ce politician bun, ce administrator bun este domnul Laurențiu Leoreanu. De aceea a fost nominalizat. Noi acum așteptăm să vedem ce Elena Udrea va ajunge în Roman la parlamentare ca să poată fi ajutată de toată lumea, eventual de la un alt partid. Ia, hai să vedem mai departe. Și vă mai spun că premiul pentru omul anului în politica județului l-am acordat noi domnului Marius Rogin, fost deputat PDL, care acum este prin București și se spune că va candida acolo. De ce l-am premiat? Pentru modul inteligent în care conduce PNL Neamț de la București. Mai avem și alte nominalizări la categoria Doamne ajută, femeia anului în politică, administrație, asistență socială și toate cele. Am nominalizat o singură persoană, Dana Soroceanu, pentru că poate, pentru că este, pentru că știe și pentru că nimeni nu i-a găsit contracandidat în toate domeniile. Nu ar trebui să acordăm același premiu și anul acesta pentru doamna Daniela Soroceanu, pentru că poate, pentru că știe, pentru că nu are contracandidat în niciun domeniu în care activează, de la protecția copilului până la creșterea, protecția animalelor, pentru că și-a adus în jurul ei o echipă foarte apropiată, pentru că are grijă de membrii familiei și a familiei mărite numită Județul Neamț. Eu zic că ar merita premiul ăsta pentru ultimii 8 ani de activitate și pentru următorii 8 ani de activitate. Și dacă ar fi după mine, eu aș numi o președinte de onoare a Județului Neamț pentru modul inteligent în care a știut să descurce în relația cu toți președinții. Cu Culiță Tărâță, cu Emilia Arcan, care i-a blocat ușa, da, s-a împăcat până la urmă, cu Ionel Arsene, care vrea să o mute din birou, da, s-a împăcat până la urmă și au ajuns foarte apropiați și devotați unul altuia. Și acum cu actualul președinte al Consiliului Județean Neamț. Oameni buni, astea erau acum 8 ani, în an electoral. Iona Saftei, Dana Soroceanu, și ați văzut, Marius Sirimia, etc. Unii au evoluat politic, alții au involuat administrativ. Cert este că noi vom juca cărți sau table sau ce vreți dumneavoastră, tot cu ei în perioada următoare. Figurile noi care pot apărea nu sunt foarte cunoscute. Mie mi-este teamă că și în partidele care vin acum și nu au candidați, vor apărea tot oameni din vechile partide. Și vom defila tot cu ei. Să încerc să vedem dacă mai avem ceva. Un local pentru pace l-am acordat poliției locale Piatra Neamț, pentru că este admirabilă, este sublimă și pentru că am găsit și sponsor pentru acest premiu. Este bani, deci tot ce înseamnă susținerea premiilor. Atenția cu câteva lucruri foarte simple. Vine un an greu, mesagerul încearcă să rămână alături de dumneavoastră. Nu mai are rost, pentru că e aceeași urare pe care eu am făcut-o în fiecare an, să fim sănătoși, să avem singuri grijă de noi, pentru că belelele curg și ele nu curg venite neapărat de la cel de sus, ci de la cei de sus, din punct de vedere politic și administrativ. Parcă anul acesta arată mai rău ca anul 2016, din multe puncte de vedere. Avem conflict în Ucraina, război la granițe. Din ce în ce mai multe voci vorbesc despre pregătirea pentru
război, din ce în ce mai multe voci vorbesc de faptul că populația ar trebui să se învețe, să lucreze, să lupte, să facă, să apere, să-și facă... Așa, în Germania se vorbește despre introducerea serviciului militar obligatoriu, marele stat major, șef de stat major al nostru spune că populația trebuie să pregătească. Deci, semne bune, nu are anul din punctul ăsta de vedere, chiar dacă domnul Ciolacu, încă președintele PSD, ne-a spus că, domnule, nu-i cazul de război. Nu există așa ceva. Avem probleme cu inflația, avem probleme cu sănătatea în România, avem probleme cu educația, avem probleme cu transporturile, avem probleme cu agricultura, mari, parcă mai mari ca în 2016 toate, și colac peste pupăză, anul acesta a venit, acum zilele astea, au venit niște domni de la FMI, Fondul Monetar Internațional, care au venit, au stat, au fost primiți, dacă vedeți imaginile acelea cu câtă deferență dădea mâna domnul Ciolacu, domnul Marian Neacșu cu ei, să trăiți, bine ați venit, așteptăm sfaturile dumneavoastră, așteptăm sugestiile dumneavoastră, sugestiile au venit. Băi, aceștia, ia uite care-i treaba, micro-întreprinderile, ia mai ridicați-le un pic povara fiscală, nu, adică nu să le ridicați, să le creșteți, nu să, așa, nu să le ridicați, să le creșteți, că nu ai cazul, sunt prea multe oricum încă în România și n-am luat încă tot, vedeți ce faceți cu impozitele pe proprietate, că deja sunt prea mulți proprietari români cu prea multe proprietăți și dacă așa, poate mai vând și ei la cine trebuie. Și în rest, aveți grijă că stăm cu ochii pe voi anul ăsta și așa. Ca să nu facă știrea asta furori, oricum lumea nu prea mai interesată de ce mai se vinde și se mai cumpără. A fost scoasă și hidroelectrica la listare, la bursă, salut! Ăștia de la Fondul Proprietatea, conduși de un român Neaoș Templeton, au scos la vânzare pachetele de acțiuni care le aveau din de la societățile de stat și după aia s-au lăudat că merge bursa. Și domnule, a mers bursa din București, domnule, s-a capitalizat. Păi normal dacă vin hidroelectrica, acțiunile la hidroelectrica, cum să nu se capitalizeze? Dar cine le-a cumpărat acțiunile? Credeți că le-au luat micii manii? Na. Au luat aia care trebuie ca să poată să pună mâna pe tot de societatea. Deci, semne bune anul ăsta nu are față de anul 2016. Speranțe? Greu de văzut undeva. Da. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să supraviețuim. Cât putem, cum putem. Și ce putem face este să alegem cu atenție. Pe cine alegem? Fiecare cu steaua lui. Deci nu are legătură cu Gigi Becali. Ne oprim aici, vă doresc o zi bună. Sincer, mi-am dat seama că după 8 ani mare lucru nu s-a schimbat, poate doar a mai albit realizatorul. Numai bine. La revedere!